Am fost la Londra cu fata lui Cornel Palade. Mergem tocmai în Statele Unite. Unde este cea pe care am văzut-o ultima oară? Și adică cel mai de curând ca mireasă. E vorba despre Catrinel. Ce faci, măi, doamnă, măi? Te pup, pe... cum adică vii? Că tot zici că vii, eu tot aștept. Vin, dar uite că vin numai virtual. Tu la mine și, mă rog, eu la tine acum, da. Păi da, mă, Catrinel. Tu aici ai făcut o promisiune că trebuie să vii. Vezi că am început așa tare. Bine, bine. Fii atentă că mă pregătesc împreună cu familia. Ne antrenăm și o să venim. Pe cuvântul meu. Odată... Abia te aștept. Știi odată apărem așa. Da. Eu cu Tudor am aranjat. El trebuie să vină să facă școala aici. Deci nu știu ce faci tu cu Oana, ce planuri aveți voi de viitor. E treaba voastră. Așa, dar el știe că trebuie să vină aici. Asta e discuția mea cu el. Acum îți împărtășesc și ție, ca să știi despre ce e vorba. Ce mai fac îngerașele tale, dragă? Dansatoarele, îngerașele tale, ce mai fac... Sunt oficial în vacanță, de fapt suntem oficial în vacanță de ieri, dar a fost Memorial Day și toată lumea a fost într-o mini-vacanță de vineri, sâmbătă, duminică, luna a fost așa o nebunie, tot închis, a fost și Steve acasă. Am intrat oficial în vacanță pentru 2 luni de zile. Dar sunt 2 luni pline, sunt 2 luni cu tot felul de activități. Luc, fiul nostru cel mare, merge la facultate, a terminat liceu și merge la college și trebuie să mergem să-l mutăm. Se întâmplă tot felul de lucruri vara asta, dar lucruri frumoase. Ai reușit! Am răgușit, da, pentru că am țipat la ore foarte mult, am avut și ultimele spectacole. Și am rămas fără energie, fără voce, deci vacanța asta a venit exact cum nu se putea mai bine. Păi da, hai de ce ai țipat? Adică a mers bine, înțeleg că dacă ai țipat. Că dacă merge... A mers foarte bine, să știi că am avut un sezon extraordinar, am avut niște spectacole foarte frumoase, cu multe reușite, am avut și competiții unde, din fericire, după 2 ani de zile putem să mergem live și am câștigat tot ce se putea câștiga în partea de balet și de modern, de contemporan, ce predau eu. Școala se extinde foarte tare acum. Școala mea este de la clasa 6 până la 12. În vara asta construim și 1-4. Deci o să fim elementary și middle și high school. Deci toate 3 etapele. Se întâmplă lucruri frumoase. Se întâmplă lucruri frumoase. Bravo! Ce mai face Steve? Prietenul meu de la nuntă. Cu care am stat toată seara la de vorbă. Exact, exact. Chiar vorbeam cu el și tot. Din păcate, vara asta nu o să ajungem în țară, în România, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut și timpul este foarte scurt. Sunt 2 luni de vacanță, dar sunt 2 luni pline pentru noi. Eu cred că teoretic vacanță, de fapt teoretic, practic vacanță voi avea doar nici mai puțin de 2 săptămâni, unde trebuie să redecorez dormitoarele fetelor, pentru că așa cum îmi spuneam, Luc pleacă la facultate și Lara vrea camera lui, acum și eu întreagă nebunie. Eu o să fiu din nou în jury la World Ballet Competition, am din nou onoarea de a fi pentru al 2-lea an parte din jur și reprezentând România, teoretic, la acest jur internațional și voi fi în Orlando pentru 1 săptămână. Și e, așa cum spuneam, cu multe, multe lucruri, este foarte fericit că suntem acasă și nu plecăm, că teoretic noi plecam fără el cam 2 săptămâni, 2 săptămâni și ceva, dar am pus toate lucrurile pe hârtie și am realizat că a veni în România pentru noi înseamnă cel puțin 1 lună de zile. Dar să venim doar pentru 1 săptămână sau 10 zile nu-și are rostul. Am înțeles. E destul de greu să vii să te acomodezi cu fusurarea. Ai nevoie de mult timp și dacă vii pentru 1 săptămână, n-ai timp să înțelegi nimic. Vreau să te întreb ceva. Deci eu te întreb așa că vor oamenii, deși eu știu răspunsul. Deci așa. Voi, până la urmă, o să fiți într-o chipare a celebrei glume, copilul meu și cu copilul tău îl atacă pe copilul nostru? Da. Uite-l pe copilul nostru. Copilul meu cu copilul lui, ba pe copilul nostru. Am înțeles. Deci ne mărginim la copii cu blană, ca să zic așa. El e băiețelul familiei. Da. Dar să știi că noi nu gândim copiii mei cu copiii tăi, cu... Adică da, știu. Suntem... Tu știi că ne-ai cunoscut foarte bine. Și ai văzut cum suntem. Băieții sunt
eu sunt prietena lor, nu le spun tot timpul că nu sunt mama lor, pentru că eu am intrat în viața lor destul de târziu, dar suntem foarte buni prieteni. Ei mă prezintă step by step mom când ne întâlnim cu tot felul de prieteni, iar fetele știi că sunt lipite și nebunite de Steve. El a intrat în viața lor când erau mult mai mici și construiesc frumos amintirile. Deci suntem o familie cu 4 copii. Toată lumea când ne vede undeva, să știi că nu-și dau seama. Dacă nu știu povestea, nimeni nu-și dă seama că băieții sunt blonzi, de exemplu. Da? Sunt ca seamănă cu mine. Fetele, cel puțin Lara, este leită Steve și atunci lucrurile, toată lumea ne ia la pachet. Nimeni nu-și imaginează că suntem doi și cu doi. Da, 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 da. Mi-a dat mesaj mai devreme fosta ta colegă de televiziune, Paula Crăciunescu, cea care este... O, s-o pupe, Paula! Da, 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 care știa că o să intri în direct. Bun, toate lucrurile sunt bune, mai stăm 2 minute, că poate până la vară, cine știe, mai ieșiți pe undeva, pe la cal, ne mai vedem pe la vreo mare, pe la vreo chestie, pe undeva ieșiți. Să știi că o să încercăm să mergem puțin și prin noi. În fiecare vară profităm de această ocazie și venim acasă. Că tu știi că pentru mine România va fi și va rămâne toată viața acasă. Aici este a doua acasă, hai să spunem așa. Dar anul acesta o să mergem până în Texas, Philadelphia. Vrem să facem și o croazieră cu fetele, că n-am fost niciodată, de scurtă, de câteva zile până în Bahamas, că ele și-au dorit foarte tare, cu toate că eu nu sunt nebunită după genul ăsta de excursii. Deci pentru mine așa va fi ceva foarte dificil. Nu rezist prea mult pe barcă. Mă rog, chiar dacă vorbim de un oraș plutitor, dar vrem să vedem ce se întâmplă și pe aici, că și America are foarte multe lucruri frumoase de oferit, pe care noi n-am vrut să le cunoaștem foarte mult, pentru că ți-am spus, eu întotdeauna prefer să vin acasă. Și... Da, da, auzi, ascultă-mă, că vorbeam și ieri cu Elena Cârstea în direct, mămică, puteți să stați anul ăsta puțin în America, că aici e puțin agitat pe la noi. Știu, e mai sparkling, așa, e mai acidulată treaba pe aici, în colțul ăsta de Europa, așa că eu sunt convins că puteți să descoperiți puțin America și când sunteți în vacanță să umblăm de V-a mai supărat ceva? Băi, v-a mai supărat ceva? S-a mai întâmplat ceva? Ca să știm și noi, ca cum ai intervenit. Mă, deocamdată să știi că oamenii sunt cam pașnici aici, nu se întâmplă nimic, nu te supără nimeni, toată lumea încearcă să-și păstreze bucățica lor, ceea ce e foarte frumoasă Americii și știi că noi am vorbit despre chestia asta amândoi. Ce îmi place foarte tare este că oamenii își văd de treaba lor, fiecare își vede de bucățica lui, nu-ți imaginea că sunt câinii cu covrigi în coadă, ca nicăieri, sunt plusuri și minusuri oriunde ai fi în lumea asta, dar din punct de vedere al eu îmi văd de bucățica mea și nu mă interesează ce se întâmplă în curtea vecinului. Din punctul ăsta de vedere, să știi că sunt foarte cunoscuți pentru a avea această calitate, dacă aș putea să o numesc așa. Pe de altă parte, fiecare își vede de treaba lui și dacă ți se întâmplă ție ceva, să știi că eu nu mă duc la vecinul să bat la ușă, să-i spun că am o problemă, ceea ce cu siguranță acasă aș face lucrurile acestea. Da, da. Deci de asta spun că sunt și așa și așa. Sunt foarte drăguți și foarte prietenoși, dar păstrează, cred eu, o distanță și un bun simț sau, dacă vrei, chiar și o răceală. Și chiar și în prietenii. Eu am prietene și prieteni de toate naționalitățile. Spun cu mâna pe inimă și îți recunosc faptul că mă înțeleg mult mai bine cu cei care vin din Europa sau din partea latină. Am prietene din Puerto Rico, din Venezuela, din Mexico, și partea asta latină parcă suntem mai pe aceeași undă. Mai lipicioși. Dar în egală măsură am și prietene care sunt născute și crescute aici, americani, și care sunt foarte ok. Da. Catrinel, vreau să o pup pe ambii obraji pe mama ta, pe care noi... Care este în România și care de-abia așteaptă să vorbească cu voi să vă vadă. A venit în România de două săptămâni, este acasă și vă vede exact de acolo de unde aveai tu imagine. Am înțeles, deci suntem supravegheați din interior, ceea ce este foarte bine. O pupăm cu drag, da. Și atunci facem așa, când plecați în vreo excursie, ceva și lea, noi după voi, ca să vedem exact ce faceți, ne bucurăm că ați terminat anul cu bine. Uite, o să-ți fac un filmuleț și o să-ți-l trimit doar pentru tine, că tu știi că voi sunteți parte din familie. Cu exclusivitate când mergem cu croaziera, asta pentru mine deja e
ține degetele, că i-am spus, Steve, dacă ajungem în Bahamas prima oprire și nu mai pot să mă urc înapoi pe vas, nu mă interesează ce faci, vine un elicopter sau ceva, că eu acolo rămân, nu mă mai urc înapoi pe vas. Am înțeles. Deci o vedem pe Catriona noastră prinsă bine de zglia strămoșească din Bahamas și zice, nu mă lăsa! Aici. Să transit de acolo, sunt cei cu tine, m-am mutat, Cristi, nu mai ajunge înapoi. Sau ies cu bărcuța mică, știi, dar ai de capul meu. O ia ajunge înapoi. Mi se pare corect. Catrina, îți mulțumim foarte mult, pupăm. Și eu vă pup cu drag, vă pup cu drag și sper să aveți o vară frumoasă, liniștită, fără probleme. Doamne ajută. Și Doamne ajută să fim cu toții sănătoși, că asta e cel mai important și să ne vedem cu bine. Așa să fie. Mulțumim, a fost Catrina de acolo, de departe. Pupăm și noi, după pauză ne întâlnim cu mămica Cristina Cioran, care tocmai și-a botezat copilașul. Ne întoarcem!